Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou unboxing. Astăzi facem unboxing la noul scaun. Știu că am mințit, pentru că ăsta este de office, scaun de birou, dar eu am pus în golul de donații scaun de gaming. Dar nu contează, scaunul acesta am văzut că are review-uri bune, astea le-am făcut eu cu pixul să nu se vadă datele mele. Avem aici și cuțitul pentru unboxing-uri, shadow de gărul ăsta. Asta o să fie cam prima pătieră. Scheletul pe care o să fie aici amplasate roțile. Șezutul. Pistonul. Spătarul. Ăsta de fapt e pistonul, greșeala mea. O cutiuță cu șuruburi și roțile. Deci, cam acestea sunt componentele care vor alcătui noul scaun scârțitor, probabil. Să începem întâi cu roțile, că astea sunt cele mai ușoare de pus. Când pui roata, trebuie să o apeși un pic să facă clac, că altfel riști să-ți iasă. Eventual, dacă nu intre din prima, îi mai fuți așa cât o palmă. Așa. Bun, hai că nu mai este roata de aici. Uite, aici a intrat din prima. Ok, hai că am rezolvat ce era mai ușor. Din păcate, nu are instrucțiuni, așa că oricum nu le citeam. Deci, asamblăm cum avem în căpușorul nostru. Hai să vedem cum se face cu pistonul aici. Că presupun că ar trebui să vină cumva așa. Cred că așa ar trebui să vină pistonul. Cam așa cred că vine. Ia, hai că pare ok. Opa! Dar nu-i destul de greu să se lase acum. Ba, aș putea să folosesc ca unul doar așa. Și se lasă. Are putere pistonul. Da. Gata, am asamblat scaunul. Hai să vedem ce se află și în cutiuța aceasta. Eu am zis că ar fi șuruburi, dar rămâne de văzut acum ce se află. Ok, văd că avem o punguță care are și așa un model în flora, zici că e față de masă, nu cred că se... Ba, hai că se vede. Ok, asta mi se pare că o să vină la cotiere, aici o să vină. Da, astea sunt pentru cotiere, se pare, dar n-am ajuns încă la ele. Hai să vedem ce mai găsim aici. Fix antenă, că am găsit aici instrucțiunile. Deci instrucțiunile erau în cutia asta mică. Ok. Scaun. Deci astea sunt în română și astea probabil sunt în engleză. Da. Deci avem instrucțiuni în română și în engleză, în caz că ești străin în România și nu știi această limbă de aici. Deci, întâi se pare că la pasul 1 se face exact cum am pus eu. Exact aici. Deci am început bine cu astea. Și la pasul 2, acesta, și anume, trebuie să-l țin cu curul în sus, să pun niște șuruburi și cotierele. Așadar, hai să facem cum trebuie. Cuțitul pun la o parte să nu bag mâna în el. Să scoatem de aici. Ia uitați câte șuruburi sunt. Hai că le pun fix aici, în instrucțiunile în engleză, că-i foaia albă și le văd mai ușor. De asemenea, mi-au dat și un imbus. Cât căutam eu să folosesc imbus la bicicletă, să o mai repar, când eram mic. Ok, deci trebuie să luăm în primul și în primul rând, trebuie să luăm șezutul.
Și pe toate scaunele când le montați, cel puțin la astea de birou, dar cred că și la alea de gaming, scrie pe ele front și săgeata în sus. Mă rog, în sus, în direcția care a venit fața. Deci, picioarele voastre, genunchiul o să fie în partea asta. Ok. Bun, în pasul 2 pare că avem nevoie de 3 șaibe mai micuțe cu 3 șuruburi și, bineînțeles, imbusul să strângem. O să începem să punem cotierile, că văd că așa ne arată în pasul 2. Hai să nu pierd ăsta, să-l pun aici. Deci, se ia frumos cotier așa. Un pic, mă rog, o să cadă. Înainte de a pune șurubul, e bine să-l țineți așa pe șaibă direct. Acum, dacă vine vreunul care a meșterit la Dacia lui când era tânăr, sigur o să râdă de mine. Bă, de mine. Bă, eu reparam Dacia fără instrucțiuni. Bre, n-am vârsta ma tale, îmi pare rău. Încă n-am dreptul să mi se zică neadorel. Și ar veni așa, fix pe găuri. Îmi pare că nu pot să vă arăt mai de aproape, dar nu e nimeni acasă acum ca să filmeze. Punem primul șurub, sper că mă aud bine. Așa, și strângem un pic. Doar cât să nu cadă cotiera. Nu strângem la maxim, că după aia nu se va distribui uniform forța. Ok, hai că ajunge și vă căstă. Următorul șurub cu șaiba la mijloc și încă unul aici. Așa, mai dau o dată de ăsta și atât. Următorul, hai să strângem. Sunt curios cum se simțeau bunicii noștri. Sau tații noștri, na, depinde ce vârstă aveți și voi, când își reparau daciile. Știu că tataie a avut vreo 3 dacii. Taică-miu la fel, iar acum are Logan. Și nu-i place că la Logan nu mai poate să umble să repare cum repara la Dacie. Dar măcar, na, Loganul nu se strică cum se strica Dacia. Când ea se strice Loganul, ai belit-o. Dar se strică mult mai greu. Dacia o mai repare cu sârmă. Ok, hai că prima cotieră, așa, aici e strâns, hai că am strâns și eu în feluri diferite, fiecare șurub. Hai să-l strâng ca lumea să nu mă trezesc după ce se dezmembrează scaunul cu mine. Ok, poate prea multă putere. Bă, mi-era bun acum o șurubelniță electrică, că. Care va să zic că mai fi mișcat mai repede. Ok. Nu știu cât de bine se vede. Nu cred că se vede. Sau, hai că văd o editat. Scrie pe fiecare cotieră în ce direcție. Și are și o săgeată. Și săgeata aia trebuie să fie în aceeași direcție cu săgeata de aici. Deci, am pus-o bine. Deci, cumva, eu cam așa o să stau pe viitorul scaun. Care încă este un proiect. Mulțumită vouă, bineînțeles. Și era să uit să... Să-i pun și capacul ăsta. Așa, ca să arate frumos. Următoarea cotieră. Măcar avem pungi cu bule. Ma, dar chiar că zici că stau cu un boschetar aici. Hai că ăsta e început. Întâi fac clipuri cum montez un scaun de birou. După încep cu clipuri cum să schimb uleiul la mașină. Și ajung după să construiesc case, precum asiaticii aia de fac case din pământ. Și ai noștri stau 6 luni de zile să repare podul Grand de trafic în București, Vai și Amar, că tot văd pe TikTok oameni care se plâng de trafic. Puteam să nu fiu așa chitră și să fi dat mai mulți bani pe un scaun de piele, nu neapărat de gaming. Doar că la piele transpir mult. Avantajul ăsta de pânză e că nu transpir. Eu am mai avut scaunul la mine la țară cu pânză multă pe el și mi se părea foarte confortabil. Adică de multe ori simțeam așa că pot să mă culc în scaunul ăla, atât de confortabil era. Bine, până în momentul în care a început să scârție în draci. Scaunul ăla aveam tocmai din vara lui 2018 și l-am luat din metro. Că îl văzusem acolo, m-am așezat, mi-a plăcut și l-am luat. Și am zis, bă, dacă tot îi se iau scaun, tot genul ăla de scaun să iau. Ok. Și avem cotierele puse. Sper că le-am pus bine. Cam așa o să vină mâinile mele pe ele. Și se pune și capacul ăsta să arate mai sexy, așa ca mamele voastre. Mi-a făcut YouTube o nefăcută zilele trecute, când a trebuit să repostez clipul ăla despre Sniper Wolf, pentru că eu am pus să cenzurez casa lui Jax Films. Dar eu n-am cenzurat-o din softul meu de editare, eu am cenzurat-o din softul de editare de la YouTube, că după ce încarc un clip, pot să-l mai editez. Și am dat cu softul de la YouTube să editez. Și a dat softul ăla de la YouTube eroare, în loc să cenzurez o bucată mică.
fix cât era acolo screenshot-ul cu casa lui Jack Films, pentru cei care au văzut clipul, mi-a luat mie fața să mi-o cenzureze și mi-a cenzurat fața pe tot episodul și a trebuit să-l repostez. Aia e. Bine că am văzut în maxim 2 ore de... L-am repostat, mă rog. Bine că l-am repostat în maxim 2 ore, cât a mai fost subiectul cald. Deci am văzut aia și a cerut scuze oarecum și YouTube-ul i-a tăiat monetizarea lui Sniper Wolf. Dacă se mai întâmplă ceva nou zilele astea, mai fac un clip pe tema asta. Ok, și avem pasul 3 acum, care constă în a monta maneta. Ok, asta să fie ușor. Hai să montăm maneta. Deci chestia asta o scoatem de aici dacă mai putem. Dacă mai putem, scoatem în cava și gura. Să vedeți ce mă chinui acum să o scot. Mamă, ce-a sărit! Bun. Hai că nu m-am murdărit de vaselină. Deci se scoate asta. Mamă, cum a sărit. Înseamnă că am înfipt-o bine. Nimic sexual aici. Unde dracu am pus în busucă, după aia rău căut. Ok, aici. Hai să-l țin lângă astea. Să ia frumos. Șezutul. Așa. Hai să-l țin cumva așa. N-am și eu o masă de lucru. Hai, el, fac o podea ca boschetarii. Poate ori fi vreo 2-3 în comentarii care rămân impresionați. Bă, cum se descurcă ăsta, mă, să-l monteze atât de ușor? Nu e mare filozofie să montezi un scaun din ăsta. Doar că la muncă am montat niște calculatoare mai scumpe decât mașina mea. Și... Na. Sunt obișnuit să lucrez cu chestii mult mai complicate decât un amărât de scaun. Dacă ai montat greșit un calculator, de exemplu, un procesor, i-ai strâmbat un pin, ai belit pulați. Tai jumătate de salariu. Ok. Și acum urmează spătarul. Hai să văd cum fac. Poate lovesc acum trepiedul. Uite ce ziceam. Cel mai bine când e să strângi undeva unde sunt mai multe șuruburi, faci cumva să le pui în cruce. Întâi le strângem pe astea două așa mai la mișto, doar cât să țină un pic spătarul, cât... O să urmeze ulterior să le punem pe cealaltă două. Acum vreau doar să nu cadă de aici, să lovesc trepiedul. Mi-au amorțit picioarele cum stau așa. Imaginați-vă că sunt ventrilog și o vorbesc de fapt de pe craniu, de pe tricoul meu. Mamă, ce mizerie am făcut. Și cam ăsta ar fi scaunul. Dacă și un midget aș putea să stau pe el așa. Ok, și acum ultimul pas, să-l înfigem în asta. Cred că a intrat. Bun, nu mai pică. Ia să vedem cum e scaunul. Bă, roțile sunt mult mai bune față de scaunul ălalt și hai să văd cât de mult se înalță. Mă, se înalță mult. Și cât pot să mă las pe spate? Bă, nu prea mă lasă să mă așez mult pe spate. Mie că o iau la val dacă mă las prea mult pe spate. Pe cutie zice că ar ține 123 de kg. Păi Emac zicea că doar 100. Și în total, coletul are 11 kg, ceea ce nu e mult. Hai să ne spui ține cum e coloana. Hai să mă dau mai așa. Pe mine m-a interesat, cred că mergea un pic mai lung spătarul, dar oricum. Hai că, da, mergea un spătar un pic mai lung. Aie. Dar eu zic că e ok și așa. Mai aveam un scaun de birou aici, dar spătarul era cam până undeva pe la jumate și era nasol. Dar așa, măcar când stau pe spate... Stau mai bine. Mă, e un pic cam micuț. Cât sunt eu așa e ok, că nu sunt prea gras. Dacă mai bun pe mine vreo 20 de kg, s-ar putea să stau mai nasol. Să las mai jos. Uite, mă las mai mult pe spate acum. Da, deci cam așa îmi stă mie coloana pe el. Nu știu cât de corect îmi stă. Mie mi-ar plăcut să fi ajuns mai mult până pe aici, până pe la ceafă. Dar e ok. Hai să vedem și cum stau la... Prea multe hârtii pe jos. Da, cred că o să trebuiască să-mi iau la scaunul ăsta și un covoraș ceva să-l pun pe sub el, că prea alunecă pe parchet. E mișto așa că pot să mă plimb prin cameră dacă vreau să, nu știu, să-mi iau câte ceva. Da, ne încoiem așa la vale în timp ce mă joc. Acum văd că am luat pe sub roți niște pungi. Dar văd că la calculator stau bine. Ia să văd cum mă văd și de, din perspectiva de pe calculator, de pe webcam. Adică spatele meu parcă stă cât de cât bine. Cred că trebuie să fiu cumva cu ceafa pe spătar aici, un pic pe spate.
Și pentru cine nu știa, e bine să stai la monitor cumva cu mâna întinsă așa, să ai o mână față de, nu arăt aici pictorul austriac. Trebuie să ai măcar așa un antebraț, un braț întreg, distanță între monitor. Și cum e linia asta de sus de la monitor, cum ține web-ul, trebuie să fie la nivelul ochilor. Hai să vedem și pe... Da, și cam așa stau pe noul scaun. Faceți voi comparația cum stau pe scaunul ăsta comparativ cu cum stau cu, cum sta față de ăla vechiu. Vedeți voi episoadele mai vechi cum stăteam pe scaunul ăla. Am pat un pic, am nefăcut. Dar mă rog, cam ăsta ar fi și episodul cu noul meu scaun. Faceți și voi comparația cum mă văd pe webcam și cum mă văd pe telefon. Și da, să ziceți ce părere aveți despre scaunul ăsta care a costat 300, mă rog, 299 de lei, 300 fără un leu mai pe românește. Aproape 3 milioane, cum ar spune ăștia mai generația cu cheia la gât. Și da, cam atât. Vreau să-mi scrieți cât ați dat voi pe scaunele voastre și dacă am făcut o alegere bună, că mi-am luat scaun de birou în loc de scaun de gaming. Acum rămâne de văzut după cât timp va începe să scârție. A, și timpul aproximativ de montat al scaunului ar fi cam de vreo 30 de minute mi-a luat să-l montez, că na. Am stat să și filmez, ca să fac și o rimă, ne permitem acum. Puii mei, trebuie să strâng acum toate hârtirile astea. Aoleu, ce mizerie am făcut!